Hai la luptă! Haide, 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 haide! Hai, Robert! Eu mă aștept aici, voi fi de toată durata aerului. Bine, Victor! Bine, City Grill! Suntem la Arcul de Triunf, maratonul 1 decembrie, startul s-a dat la ora 9 din parcul Alexandru Ioan Cuza și am venit în alergare să transmitem mesajul maratoniștilor din România de dragoste și de respect pentru istoria României.
Bravo! Super! Maratonul 1 decembrie a ajuns în fața următului eroului necunoscut. O cursă din dragoste pentru România și istoria ei. Un omagiu pentru eroii armatei române care s-au jertfit în primul război mondial. Jertfa lor a făcut posibilă Marea Unire de la 1918, 1 decembrie. În semn de respect pentru toți eroii, strigătul de lupt al maratoniștilor din România și al tancilor. Hip, hip, hura! Oh!
300 de maratoane pentru Victor. Vă gândesc acum ce întrebare să-i adresez lui Victor Lumin, 100 de întrebări, că acum 300 de ani a alergat. Hai un pic lângă mine, drog frumos. Vă gândesc, uite așa, avem aici un sportiv, dar avem și sportivi care aveau început să simt acest microfon. Ce le sugerea celor care sunt la început, având în vedere experiența ta? Nici telefonul. Să nu se lase de acest sport, pentru că este cel mai sănătos din toate, alergarea. Mai complet sport. Cel mai complet și cel mai sănătos. Țineți minte asta, Victor, ai ajuns la numărul 300, maratonul cu numărul 300. Ce te motivează? Sunt foarte curios să mergi mai departe. Ce să mă motiveze? În primul rând, alerg pentru sănătate și totodată pot vizita locuri pe care mi le doresc. Minunat, dragilor, încă o dată aplauze pentru Victor Ilie, mulțumim foarte mult! Inițiatorul maratonului 1 decembrie din seria Dragoste pentru Români și istoria ei. Vreau să vă spun că astăzi a alergat al 245-lea maraton și a depășit 10.000 de kilometri cu steagul României. Maratonul de astăzi l-a parcurs cu 5 drapele în semn de respect pentru istoria României. Drapelul României, drapelul regelui Ferdinand, drapelul lui Mihai Viteazu, drapelul lui Alexandru Ioan Cuza și steagul dacilor. Dragilor, să-l aplaudăm pe Ilie Roșu! Felicitări lui Ilie. Vreau să aflu acum, mi este greu la un moment dat, după 5, 6, 7 km, mi este greu să mai ții mâinile. Tu reușești să alergi cu 5 steaguri. A fost, prima cursă a fost cu 2 steaguri, cu drapelul României și cu drapelul Italiei. Au trecut mai puțin de 10 ani și în 10 ani a reușit să alerg 235 de maratoane cu drapele. Cu 1, cu 2, cu 2, cu 3, 4, 5 și chiar 6 drapele. A fost totul un antrenament și totul pleacă din minte. Pleacă. Nu e vorba de forță, e vorba să-și dorești să duci drapelul României, să-l duci peste tot în lume. L-am dus în România la aproape toate maratoanele, în Europa și am fost cu el și pe cele 6 continente locuibile. Și astăzi am atins 10.000 de kilometri și 3.000 de kilometri, 10.000 cu drapelul României și 3.000 de kilometri cu steagul dacilor, care este și el aici. Am dus astăzi întreaga istorie României, care a avut un rol important la unirea României și am avut steagul dacilor. Practic, Marea Unire a fost visul de a reface vechea Dacie. Steagul lui Mihai Viteazu, steagul lui Alexandru Ioan Cuza, steagul lui Carol I, steagul regelui Ferdinand, steagul României și steagul Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronautică. Astăzi am transmis mesajul de dragoste pentru România și respect pentru istorie a maratonului 1 decembrie în fața Arcului de Triumf, împreună cu doi colegi, cu Stan Viorel și cu Donos Constantin. Noi am alergat simbolic prin București, am prezentat în fața Arcului de Triumf mesajul maratoniștilor din Parcul Alexandru Ioan Cuza și am trecut prin fața tuturor monumentelor din București, transmitând respectul nostru pentru istoria României.
Felicitări și aplauze pentru Ilie Roșu. Și noi avem un strigăt, strigătul de luptă al maratoniștilor din România și al dacilor. Hip hip ura! Hip hip ura! Hip ura! Hip ura! Hip ura! Ura ura! România! Trăiască România! Și strigătul dacilor. La mulți ani România! La mulți ani maratoniști! La mulți ani maratonul 1 decembrie! Mulți ani încă o dată și mulțumim din suflet pentru spiritul energic, așa, dai bine, ăsta este secretul, câtă energie are Ilie Roșu. Mulțumim pentru tot ceea ce faci și pentru iubirea, pentru țară și totodată pentru alergare.